One, two, check, test. One, two, check, test. One, two, check, test. Să mai zăbovim câteva minute asupra zilei de miercuri 30 septembrie. E o zi extrem de importantă pentru a cunoaște felul profesionist în care lucrează și oamenii angajați să slujească numele și cariera starului american. La câte știm noi despre show business, avem obiceiul să spunem, n-ar fi el așa de mare dacă n-ar fi niște profesioniști în spatele lui. Nimic mai greșit. În realitate, valoarea determină valoarea. Ritmul și concepția scrie, orchestrează, conduce repetițiile, desenează scene, structuri de lumini, cost și concepția clipurilor sale. El este tot. Iată un prim exemplu fericit. Chitarista sa, Jennifer Batten. Fericita câștigătoare. Așadar, inutil să mai comentăm valoarea oamenilor pe care Michael Jackson i-a angajat pentru scenă. Fiecare din ei este în sine o personalitate. E și cazul lui Dorian Helly, vocalist. La scenă se fac ultimele pregătiri, în paralel cu repetiții. În această aparentă nebunie, totul e ordine și rigoare. Fiecare știe locul și l-acopere cu munca sa. Aici se plătește competența, forța și seriozitatea. Vor vorbi pe rând un șofer, o muncitoare, un șef de echipă. Până să ajungă Bill Bray în sudul Franței, mai e ceva timp. Deocamdată e miercuri după amiază și se face șnurul, ultima repetiție, pe compartimente ca de obicei, la Stadionul Național. Evident că nimeni n-are voie să participe la aceste repetiții în afara echipei televiziunii române.